DJ Mălețe. Cifra dimineții la dimineața pe doi. Hai să găsim răspunsul, fiindcă toată lumea are netul în mână, are în brațe, are în telefon, în ce aveți voi internet. 7 din 10 români, gata, vrem să știm ce fac. Atunci, ce fac pe net, ce au făcut în 2023? Au făcut multe, multe lucruri, avem extraordinar de multe păreri, toate chiar sunt da, cât se da. Poate de legit. Vorba aia, cine mai place nouă engleză? Am puțin pe aici. Asta e vorba da, a generației Z. Legit. 0754-222-999. Ce ziceți voi? Că... 7 din 10 români își plătesc facturile pe internet. Cred că asta era ideea, nu? Da, dar gândește-te la un lucru, că 7 din 10 români ăia, să zicem 4 sunt adolescenți sau 2 sau ce să plătească facturile adolescenții sau tinerii. Nici chiar așa. Hai să mai vedem repede 0754-222-999. Zicem bună dimineața. Neața Radio Impuls. Salutare. Neața băieți, neața Nadina. Un om serios. Eu cred că 7 din 10 români stau pe rețelele sociale, cum a zis și Nadina la bun început, TikTok, astea, ghe. Am și o rugăminte la voi, dacă se poate. Te rog frumos. Dacă puteți să băgați niște melodii mai upbeat, așa, că dacă tot e Blue Monday, măcar să o facem să fie mai happy, așa, fără melodii de despărțiri și de-astea, dacă se poate. Vă pup o zi minunată să aveți. Te pupăm, deci să nu mai dăm piese de despărțire. Opa! Și asta cu oamenii de mai devreme a lui Smiley, e un pic tristuță. Era, și ea. Da, să știi. Da, că am pierdut. Ascultam la Smiley și mi se rupea efectiv inima. Și mă gândeam și mă regăseam. Și da, are dreptate omul, este Blue Monday. Oamenii chiar corect, se resimt. 7 din 10 români care, care care au internet, da? Care stau până... Hai să dăm răspunsul, nu vreți? Hai odată. Da? Hai. Am avut și răspuns corect, evident. Serios? Evident, sunt foarte multe răspunsuri cu stau pe TikTok, stau pe YouTube, stau pe TikTok și n-are rost să le mai repetăm, da? Mm-hmm. Dar vă zic o chestie, am avut un singur răspuns corect. Unul singur, de la Claudiu, te salutăm, Claudiu. Ce a zis, Claudiu? Dacă te auzi și te recunoști, 7 din 10 români care v-au folosit internetul în 2023 au plasat cel puțin o comandă online în 2023. Pe care, atenție, au și ridicat-o, n-au dat țeapă la curier. Okay. Deci au plasat o comandă. 7 din 10 români în condițiile în care cred că avem vreo 10-15 milioane de utilizatori de internet în România, căci că suntem vreo 19 și ceva, da? Nu se pun sugarii și bebelușii, să zicem. Deci 7 din... Măi, de asta ai zis tu că te reorientezi? Dacă, exact, m-am... Vrei să-ți faci firmă de curierat? Vând pe net! Nu, vând pe net! Da, să știi că da. Să vând pe... Deci, să zicem 7 din 10 milioane. 7 milioane de români au cumpărat în 2023, cel puțin o dată, Jesus! Da, eu cred pare... că am cumpărat cel puțin de... Hai... Deci, nu ne punem pe noi la socoteală. Bine, tu îți faci un site cu ceva, cu haine sau cu ce... Nu cu haine, să să-și tu facă și eu îmi fac de curierat. Deci asta dacă ar fi să... Mașini? Fiți atenți, facem un sondaj între noi repede. Da. Dacă ar fi să vă faceți o afacere pe net, da. Ce ați vinde pe net? Eu aș vinde haine, că mă pricep. Păi vând hainele mele pe care le mai port, încep cu astea. Nu. Hai să ne gândim la un business pe net. Să facem un magazin, să vindem pe net. Că uite, 7 milioane de români cel puțin. Eu cred că tu trebuie să-ți faci cu scule și cu bormașine. Mai am de învățat. Mai am de învățat un pic. Eu cred că atât de multe m-am pierdut în ele. Eu cred că te-ai pricepe... De scule și bormașine, asta da? Cred eu că s-ar potrivi ție. Ok. Eu nu mă pricep. Să fiu Grigore de la sculărie. Poate la... Grigorică sculărică. Da. Dar să fac, chiar o să-mi fac. Ia să vă sculărie.ro, oare este luat în domeniu? Sfaturi. Luat sigur, n-ai ce. Nu, trebuie să vinzi mai mult decât sfaturi. Sculărie.ro, deci vreau să văd dacă este luat în domeniu. Cum s-au îmbogățit alții în ziua de azi? Life coaching. Ceva cu echipament sportiv. Mamă, firar să fie, este luat sculărie. Pai de capul meu, nu. Trebuie să mă mai gândesc. Deci Nadina vinde sfaturi. Păi nu poți, cum adaug eu sfat în coș? Uite așa. Imaginează-ți păi că intru. Ți-ai pachetul întreg, vii la seminarul meu. Am învățat și eu de la alții cum se face. Deci facem seminar frumos de 3 săptămâni, o lună, pentru care îmi plătești minim 1000-2000 de euro. Dacă nu ai bani, am învățat eu tot de la cineva care face treaba asta. Te ajutăm să te împrumuți la bancă. Uite, se face asta, să știți. Ne ajută ascultătorii noștri. Și tu știi cât pică în plasa asta? Da, te învață să fii bogat.
te învață. Asta îmi place tot, cel mă mai rog, mult. Găsirea, uite, copilului interior ți-l găsești în alea 3 săptămâni. Copilul interior? Da, pentru asta se fac cele mai multe. Găsirea copilului interior, pentru depășirea traumelor și așa mai departe. În 3 săptămâni te face om. Eu nu-mi găsesc copilul mult și vrei să-mi găsesc copilul interior. Deci îl avem pe Cristian care zice: salut, uite, eu vând servicii IT. Foarte tare. Deci avem oameni care vând deja pe net. Foarte bine. Foarte deci tare. Deci tu ce ai vinde, Cosmin, echipament sportiv, da? Da, uite, acum căutam. A, dacă se pricepe. Nu mă pricep, uite, căutam că e cam răcoare în studio, lenjerie termică. Așa îi zice acum, adică tu la... Tu m-am gândit și eu la asta? La izmană, cum era bunica mea, avea izmene, știi? Și flanică de-aia, știi? Acum îi zice... Aplaușat. Da, acum îi zice îmbrăcăminte termo sau termică. A, da, asta vând. Asta e. Apucați-vă și vindeți. Cu noi. Și vindeți pe net că se pare că merge încă treaba. Hai, baftă multă. Salutăm viitorii antreprenori în IT. Cum se zice că ești? Nu știu. Antreprenor, zi așa. Antreprenor. Sună bine, sună bine. Am un startup în IT, ce? Așa. Un magazin de haine. Un startup, da. Sună da, bine, nu? Da. Dimineața pe noi. Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Nicio dimineață fără sport. La dimineața vă doi. În această dimineață prezentată de Nadi, am zis ce? Bine? Sau de Cosmin Cernat? Eu am o știre din handbal, dar Nadine a zis care e o știre din sport. Și atunci eu tot zic, mă rog, tac și ascult. Hai să ferata mea, Madalina. Nu e neapărat Nadina. Știre din sport, hai. E mai cancanistică. O să încep eu așa. Madalina mai tare, pardon, Nadina mai tare ca Madalina, crește sus adrenalina. Hai! Lui Drăgușina. Corect. Da. A fost întrebată de unul dintre urmăritorii ei de pe Instagram ce părere are despre transferul lui Radu Drăgușin la Tottenham, moment în care a noastră Madalina a răspuns că nu știe cine este. Nu știa cel puțin până la momentul respectiv, spre rușinea ei, dar l-a căutat pe Google, a făcut frumos un print screen, l-a pus la story și a spus că nu știa cine e, dar știe de acum și că îi urează mult succes și că România ajungi atât de departe, trebuie întotdeauna felicitat, susținut și toate cele. Da, ăsta micu are 20 și un pic de ani. Păi și ce mă stimă puțin așa că de asta toată, îți dai seama, toată presa asta mondenă a luat foc. Ha, ce părere are Madalina Ghenea despre Radu Drăgușin? Mai da. Apro 36-37 are Madalina, da, scuză-mă. Și ce tacă? Nu știu, mă, dar întreb și eu. Totuși, abia s-a transferat băiatul ăla acolo, Madalina, lasă-l un pic, măcar să-și intre în mână, să intre un pic jucat, în pâine. Nu, a jucat 10 minute. Da, Madalina, Madalina, frumoasă ție crinolina. Ia uite, Madalina Ghenea în 2020 se iubea cu un fotbalist cu 11 ani mai tânăr. Superstarul din Serie A își părăsise iubita pentru modelul român. Măi, mă gândeam și eu că se pricepe acum, și ea la fotbaliștii din România. Poate se duce, acum se iubește cu cineva din Premier League. Cine ia uite, 21 de ani avea băiatul când... Deci cât Drăgușin, nu? Da, Drăgușin. Ia uite, era Nicolo Zaniolo, mijlocașo de la... Ase Roma. De la Roma. Madalina, să nu te pricepi tu la fotbal, nu se poate așa ceva. Madalina este... Păi da, asta micu cât în 2020 abia a ieșit pe piață, ca să zic așa. E cel mai are 21 transfer. De ani, e cel mai scump, da. În fotbalul românesc. Păi de asta zic, lasă-l un pic să intre în pâine acolo. Dar cred că e singurul fotbalist. Să-și ducă un pic care... numele mai departe și după nu aia. Nu știu că nu cunosc viața personală a Madalinei și sincer pe mine Cosmin nici nu mă prea interesează știrile astea. Mie îmi place Madalina Ghenea, mi se pare că este unul dintre și acum vorbesc serios fără glumă. Un ambasador foarte bun al țării noastre. Excelent, mi-ai luat vorba din gură. Asta zic. Așa este. Păi e frumoasă. Femeia este, din punctul meu de vedere, cel puțin după gusturile mele, este extraordinar de frumoasă. Operată, neoperată, nu mai contează. Și dacă o fi operată, sunt operată. Și am o operație de hernie. Și eu trebuie să mă operez un pic, mă dor șalele. Da. Eu nu sunt operată de nimic. Nu ești operată, dar tu n-ai nevoie. Polip la 7 ani. Da, lăsați-o în pace, jos mâinile de pe Madalina. Dar ce-am e zis frumoasă. Eu ceva de Madalina? A, treaba asta, cu noroc, cu dragoste, nu prea e mers. Dar eu te înțeleg, Madalina. Câți ani are Madalina Ghenea, oare? 36-37 pe acolo. Mulți înainte. Păi trebuie să-și găsească jumătatea, zic. Părerea mea.
o mai găsit-o. Cred eu. O mai găsești, o mai pierzi. S-a iubit vine cu bulgarul. Vine altă jumătate. De bulgar nu ziceți nimic, s-a iubit cu tenismenul. Ba da, Grigor, cât Dan Dimitrov. Și ăsta câteva luni săracu. Păi și după ce s-a terminat cu Mădălina, a început să joace senzațional. Păi eu de asta zic să-l las un pic pe băiatul ăsta în pace. Aș zboară. De asta zic. Un pic de performanță. Măcar alea 3 milioane de euro pe un an să le ia. Ia mă, gata. Cât de bun a fost asta și... Și după aia mai vedem. De ce sunteți răi cu Mădălina? Dar nu mă nimic cu Mădălina. Cunoaștem efectul. Efectul, da. E, acum știi că în sport, Nicolae Mărășescu și după aia dăm publicitatea Dumnezeu să este cel mai mare antrenor de atletism din istorie, zicea, domnule, la băieții înainte de concurs, nu e bine. Păi nu e bine, dar la fete, pe fete le ajută foarte mult. Ce da, să faci amor. Înțelegi? Relațiile intime înainte de meciuri la bărbați, dar sunt moartea. Bine, că sunt, da. Gigi pe cale a spus că le înmoaie genunchii, că da. Uite, știu și eu ceva. E, dacă nici Gigi nu mai știe, hai publicitate! Dimineața pe doi. This is bună dimineața! Mai puțin și vin știrile, mai puțin și terminăm prima emisiune din această săptămână, în ziua, cum ai zis, a depresiei. Emisiunea de Blue Monday, da. Da, cea mai deprimantă zi a anului. Da, noi nu suntem. Aveam nevoie și de asta. Cu siguranță o să avem zile mai deprimante de atunci. Cea mai deprimantă, de fapt, luni, zi de luni din an, este cea cu o săptămână înainte de salariu. Părerea mea. Sau după, depinde de la caz la caz între timp. Da. Hai cu știrile. Nadine a zis, este aici. Dăm știri la Radio Plus România și Canal de 2. Găsit din nou la știri. După valul de ger, vremea se încălzește semnificativ, anunță meteorologii. De astăzi, temperaturile încep să crească ușor-ușor, iar precipitațiile dispar din toată țara. Maximele vor atinge 90 grade Celsius, chiar 11 în sudul țării. Săptămâna viitoare, temperaturile anunțate de meteorologi vor fi peste cele normale pentru această perioadă. Protestul transportatorilor și fermierilor este departe de a se termina. Aceștia intră astăzi în cea de-a șasea zi de protest și amenință să dea totul peste cap. Cu o zi în urmă, protestatarii au blocat Vama Siret și mai multe drumuri naționale după ce negocierile cu guvernanții au eșuat. La prima ora dimineții, oamenii au ieșit cu tractoarele și tirurile pe drumurile importante din toată țara. Medicii de familie și cei din policlinici intră în grevă timp de o oră astăzi. De la ora 12, specialiștii nu vor mai primi pacienții la consultații. Nemulțumirea personalului medical este legată de faptul că noul contract pe care îl vor semna la data de 1 februarie le va micșora veniturile cu aproape 30%. Medicii de familie amenință că vor întrerupe astfel contractul cu CAS. În aceste condiții, pacienții ar putea fi obligați să achite consultațiile din buzunarul lor. O tragedie a avut loc seara trecută într-o localitate din județul Sălaj. Doi copii cu vârste de 9 și 12 ani au murit într-un incendiu. O mașină de stingere, o ambulanță smurt de prim ajutor și una a serviciului județean de ambulanță s-au deplasat la locuința în flăcări, însă, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru viețile copiilor. A fost un weekend greu și pentru salvatorii de pe munte. Dispeceratul Național Salvamont a primit peste 100 de apeluri în doar 24 de ore. 155 de persoane au fost salvate de pe munte, găsite în condiții dure. Din păcate, salvamontiștii au raportat și un deces. Suedezii aruncă brazii de Crăciun în ape. Zeci de pomi sunt reciclați în apele înghețate din capitala suedeză în beneficiul speciilor acvatice sălbatice care trăiesc în arhipelag. Activiștii de mediu, bineînțeles, salută această inițiativă. Schimbările climatice afectează femeile însărcinate, arată un nou studiu. Expunerea femeilor gravide la temperaturi extreme, fie că vorbim de caniculă sau de ger, ar putea avea un impact semnificativ asupra greutății copiilor la naștere, și anume bebelușii s-ar putea naște fie prea slabi, fie supraponderali, arată cercetarea. După luni întregi de amânări, astăzi va avea loc decernarea premiilor Emmy. Ultimul sezon al serialului Succesiunea, produs de HBO, conduce în cursa pentru premii. Echivalentul Oscarurilor în industria televiziunii sunt premiile Emmy.
Iar astăzi este Ziua Culturii Naționale. Data a fost aleasă ca omagiu adus poetului național Mihai Eminescu, născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoșani. Românii sunt așteptați în muzeele din toată țara, unde astăzi intrările sunt gratuite. Iar cu această informație am încheiat știrile dimineții. Sunt Nadina Zisu, vă aștept și în restul săptămânii pe Canal de 2 și pe Radio Impuls. Zi fain! Ei bine, dacă astăzi am depășit cu bine Blue Monday, mâine o să fie Marțea Roz. Marțea Roz? Zic și eu. Mamă. Să dăm o culoare fiecarei zile a săptămânii. Marțea să fie roz, miercurea mai vedem că mai avem până atunci. Vinerea vreau să fie neagră. Aoleu, dar ce ai pățit? Ca așa e, ți-i vinerea neagră, așa mi-a venit mie în cap acum. Lunea albă, lunea albastră, de fapt. Vinerea neagră, Marța, da. Marța roz, da. Miercurea, vinerea să fie Black Friday, reduceri la tot. Așa, și la emisiune. Gata, îmi place. Adică ce vrei să facem emisiunea mai scurtă, nu? Asta ți-ai dorit, nu? Adică să fie. Adică tu să vii la 9, la... tu să vii la 9, să pleci la 10. Chiar la 9 jumate. Da, ok, bine. Glumesc. Și nouă ne place, ne place foarte mult. Să stăm cu voi în fiecare dimineață. Vă place dimineață. Și vouă, de-aia mâine dis de dimineață de la 7. Ne auzim aici, ne luăm și la revedere că trebuie. Nu uitați, rămâneți cu Radio Impuls. Tătă ziua și tătă noaptea. De ce nu? Și pe Canal de 2 ne vedem dimineața. Bye.